istoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei pe site-ul europafm.ro și pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbim astăzi despre evoluția lucrurilor în războiul din Ucraina. Pentru prima oară de la începutul invaziei se vorbește despre succese ale rușilor în Donbas și despre temerea că s-ar putea schimba cursul războiului. Este probabil și motivul pentru care Statele Unite s-au hotărât la o variantă de compromis în ceea ce privește trimiterea de rachete în Ucraina. Vor fi niște rachete performante, vor fi niște rachete cu bătaie lungă, dar nu atât de lungă cum și-ar fi dorit ucrainenii, astfel încât aceste rachete promise de președintele Biden să nu poată atinge teritoriul rusesc. Sau, aici e o nuanță, să nu atingă teritoriul rusesc, pentru că așa le cer americanii ucrainenilor. De văzut dacă realmente e posibil sau dacă e vorba doar de termenii unei cerințe. Cert este că rușii au sărit deja în sus, au spus că acest viitor transport de arme va escalada lucrurile și va înrăutăți relațiile cu Occidentul, ba chiar s-ar putea să pună Rusia în pragul unei confruntări militare cu Occidentul. Despre toate discutăm imediat, discutăm și despre succesul semi-succesul sau semi-eșecul embargoului petrolier impus Rusiei, unul cu multe excepții și cu tot felul de termene. Invitatul acestei ediții este profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Începem întâi cu acest anunț, domnule profesor, al Statelor Unite, că va trimite aceste rachete, sisteme performante de rachete, sisteme de rachete care pot bate până la 80 de kilometri, nu 120 sau 140, așa cum își doreau ucrainenii. Formă destul de stranie prin care a fost făcut acest anunț, într-un editorial semnat de președintele Joe Biden în New York Times. De ce așa? Să începem prin a spune mai bine mai târziu decât niciodată, deși este destul de târziu acum, este destul de târziu, cel puțin dacă ne referim la regiunea Donbas, care este în mare parte, în cea mai mare parte deja sub control, sub control rusesc, rămăsese orașul decisiv Severodonetsk. La ora la care vorbim, mai mult de 60% din Severodonetsk este sub control rusesc, deci se pare că și acolo bătălia este aproape câștigată de armata rusă. În cele din urmă, Statele Unite s-au decis să trimită, să transfere aceste sisteme de rachete avansate, vorba de rachete HIMARS, din câte am înțeles, da, cu o rază de acțiune de între 70-80 de kilometri, ceea ce considerat, în fine, rază scurtă de acțiune pentru rachete, dar sunt totuși sisteme de rachete avansate, performante, cu mare eficiență, cu mare precizie și ele pot crește foarte mult capacitatea ofensivă de data aceasta, spunem, a Ucrainei, armate ucrainene, pentru că, așa cum arată lucrurile acum, trebuie să ne așteptăm ca în faza următoare a războiului să înceapă o contraofensivă a ucrainenilor în încercarea de a-și recupera teritoriile pe care deja le-au pierdut în aceste 3 luni de război. Ne referim în special la Donbas, în est, dar și în sud a început o contraofensivă. La Herson sunt mici progrese teritoriale, nu semnificative deocamdată, dar e important că și în sud, și în est, la Kharkiv, ucrainenii deja iau în considerare și dau primele semne că sunt capabili să organizeze o contraofensivă. Bun, mai poate fi posibilă această recuperare despre care vorbiți în condițiile în care spun ucrainenii, spun corespondenții de război, spun experții occidentali că strategia rușilor s-a schimbat, îi toacă sistematic pe apărătorii ucraineni, trag de la distanță cu un elan nemai văzut până acum, chiar nota un reporter de război, un elan nemai văzut niciodată în cei 8 ani de când au început aceste lupte în Donbas și înaintează pe urmă printre ruinele orașelor pe care le-au distrus de la distanță.
Da, într-adevăr, este o schimbare de tactică militară. Au fost, practic, două retrageri până acum ale armatei ruse în acest război. Prima a fost pe la sfârșitul lunii martie, din jurul Kievului. A fost o tactică absolut dezastroasă, s-au întins pe o suprafață mult prea mare și nu au făcut față. A fost o a doua retragere în nordul Donbasului, la Kharkiv, ceea ce a permis armatei ucrainene să ajungă aproape de frontiera Rusiei. Însă aceste replieri, de fapt, au sugerat altceva, că Rusia se concentrează acum pe câștigarea Donbasului. Deci un teritoriu mult mai mic față de amploarea invaziei inițiale, cu lovituri mult mai țintite și cu o concentrare maximă de forțe în regiunea Donbasului. Deci Vladimir Putin dorește neapărat să ocupe Donbasul. Asta este din ce în ce mai clar, mai evident, că dorește să intre în negocieri cu controlul absolut, cu controlul total militar asupra regiunii Donbas, pentru a-l prezenta probabil ucrainienilor ca pe un fapt împlinit și, mă rog, sugerând că de acolo Rusia nu va mai ieși curând. La fel în sud, dar și în est și în sud se dau totuși bătălii. Deci situația nu este stabilizată. Nu putem spune în acest moment că avem siguranța 100% că acestea vor fi pozițiile finale. Sunt schimbări de la o zi la alta, mici progrese, cum spuneam, și ale ucrainenilor, și în sud și în est. Pe de altă parte, sigur, o ocupare, se pare, a orașului Severodonetsk. Urmează bătălii foarte dure la Kramatorsk. Înțelegem, este următoarea țintă a rușilor, care ar completa, practic, sau ar închide tabloul bătăliilor în zona Donbas. Deci Rusia dorește neapărat să obțină Donbasul ca trofeu minim, să spunem minimal, al acestei invazii. E capabilă să facă asta chiar și cu aceste arme pe care Statele Unite și vedem și Germania, mă rog, pentru Germania dă un sistem ultramodern de apărare aeriană al său, dar e capabilă Ucraina să mai schimbe situația acolo sau Donbasul va fi un element de negociere pentru ruși? Greu de spus în acest moment. Era mult mai bine să fi rezistat înainte. În general, rușii sunt greu de scos pe cale militară din teritoriile pe care le-au ocupat. Acesta era și obiectivul lui Putin, să ocupe teritorii, mă rog, cât mai mari. Nu a ocupat până la urmă nici pe departe cât și-a propus, nu a ocupat orașe mari, nu a căzut Kievul, nu a schimbat guvernul pro-occidental de la Kiev, nu a deturnat Ucraina de la traiectoria sa pro-europeană și pro-occidentală, deci sunt multe ținte ratate. Și de aceea probabil s-a produs această reorientare, regrupare spre Donbas cu obiectivul de a-l obține, indiferent de preț, de costuri, de pierderile, pentru că Rusia, și asta trebuie spus, înregistrează pierderi enorme în această invazie, pierderi de vieți omenești, sunt peste 30.000 de militari ruși care au murit după ultimele raportări, pierderi de echipamente militare, de vehicule, de blindate, de elicoptere, dar cu toate acestea se pare că obiectivul politico-militar este de neclintit. Nu știm în acest moment dacă Ucraina va avea forța să îndepărteze complet armata rusă de pe teritoriul ei, s-ar putea să obțină unele succese parțiale în această contraofensivă, s-ar putea să aibă nevoie în continuare de armament greu, de mare putere din partea Statelor Unite și a Occidentului. Din perspectiva României sunt și alte zone extrem de importante despre care se discută mai puțin, cum ar fi insula Șerpilor, care în acest moment este sub control rusesc și n-ar fi deloc bine să rămână așa, pentru că insula Șerpilor poate influența delimitarea apelor teritoriale, așa cum bine știm, ea se află la doar 45 de kilometri de țărmul românesc. România a avut un proces câștigat cu Ucraina în 2009 la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, dar foarte multă lume spune că dacă Rusia
s-ar instala definitiv și ar declara insula șerpilor teritoriul rusesc, foarte probabil nu ar mai recunoaște rezultatul procesului de la Haga și am avea dificultăți practic în exploatarea, sau am putea avea dificultăți în exploatarea economică a apelor teritoriale și știm că avem interese economice foarte mari în zona Mării Negre. Da, apropo și de legea offshore și de toate, sigur, exact. E un pic mai la sud zăcământul care urmează să fie exploatat, dar asta nu înseamnă că nu creează o problemă acest control în nord-vestul Mării Negre al rușilor. M-aș întoarce un pic la acest tablou în care Rusia, să zicem că reușește să captureze Donbasul, eventual își menține controlul și asupra acelor localități din sud. Poate fi ăsta punctul de inflexiune, poate declara Rusia operațiunea finalizată și de aici, domnule profesor Naumescu, ce s-ar putea întâmla? Să înceapă niște negocieri la sânge, pământ, contrapace, sau să păstreze aceste teritorii ruse într-o formă de conflict înghețat sau, eu știu, eventual să proclame independența sau alipirea la Rusia acestor regiuni? Există, din păcate, acest scenariu, se vehiculează de ceva vreme, ca după ce încheie ocuparea Donbasului, dacă se va întâmpla lucrul acesta în perioada următoare, Putin să anunțe încheierea, așa zise, operațiuni militare speciale din Ucraina, să spună că el a încheiat, asta a avut de făcut, a eliberat cu ghilimele de rigoare, da, etnicii ruși din Donbas și odată ce i-a eliberat, el nu mai are practic nimic altceva de cerut Ucraina. Ce ar fi într-adevăr o situație foarte foarte interesantă și rămâne de văzut care va fi forța, convingerea, determinarea cu care Ucraina va continua, va dori să continue acest război, dar de data aceasta în ipostaza de armată care dorește să-și elibereze propriul teritoriu. Deci contraofensiva ucraineană ar urma. Mi-e foarte greu să cred în acest moment, după declarațiile pe care le-a făcut, că președintele Zelenski și, mă rog, în general, conducerea Ucrainei ar fi în acest moment dispuși să accepte cedarea de teritorii în favoarea Rusiei. Sunt, din păcate, voci în Occident, în Europa de Vest, care încep să se gândească la un astfel de, la condițiile unei astfel de armistițiu în care pacea s-ar instaura practic într-un astfel de compromis teritorial. Știm că și cunoscutul diplomat american Henry Kissinger la un moment dat a sugerat un astfel de compromis teritorial al Ucrainei cu Putin, care a fost foarte, foarte prost receptat în Ucraina și în întreaga regiune Europei de Est. Deci e greu de spus în acest moment cum vor evolua lucrurile. Deocamdată se dau bătălii și asta e foarte important să insistăm pe acest aspect. Nu suntem încă în faza negocierilor politico-diplomatice. E foarte important cum se mișcă linia frontului, e foarte important să vedem care este capacitatea Ucrainei de a recâștiga teritoriile care au fost ocupate în această invazie, cât se mai poate extinde eventual Rusia, pentru că și aici este o altă discuție. Am văzut în presa rusă, sunt analiști militari ruși care spun că după ocuparea Donbasului, ei se așteaptă la o dezintegrare, la o demoralizare armatei ucrainene și asta ar permite Rusiei să reia ofensiva pe scară largă. Deci nu avem deocamdată repere foarte clare, certe, că aceasta este situația, să zicem, finală, maximă, da, a ceea ce și-a propus Putin să cucerească în Ucraina. Aici intervine și atitudinea Occidentului. Ultimele câteva săptămâni au fost marcate de aparente falii între viziunile diversilor lideri occidentali privind evoluția lucrurilor acolo. Mai multă sau mai puțină înarmare? Mai multe sau mai puține convorbiri cu Vladimir Putin în încercarea de a detensiona situația? Mai multe sancțiuni sau mai puține? Unde suntem în momentul ăsta? Evaluarea dumneavoastră. Occidentul a avut o primă etapă de 3 luni, a spune, foarte bună, de unitate, care a surprins și a debusolat Rusia.
Dar era de așteptat. Această unitate a Occidentului e greu de menținut pe termen lung. Dacă ne gândim numai la Uniunea Europeană, este totuși o uniune formată din 27 de state membre. Nu mai vorbim, sunt și state care sunt în afara Uniunii Europene implicate în susținerea Ucrainei. Și era firesc ca interesele să înceapă să fie diferite, cel puțin ca nuanțe, dacă nu ca principiu. Și aici avem cel puțin două opțiuni, să spunem, mari care se conturează. Este opțiunea angloamericană, care este mult mai fermă și care vizează o înfrângere a Rusiei, o slăbire puternică, accentuată a Rusiei și o înfrângere, mergând chiar până la eliminarea regimului Putin. Să nu uităm că președintele american s-a exprimat explicit că Vladimir Putin nu mai poate rămâne la putere. Și avem viziunea franco-germană, care este o viziune, sigur, mult mai apropiată de Rusia și prin aspectele geopolitice și prin cele economice, tradiționale, istorice. Știm că președintele Macron discută frecvent cu președintele Putin, încearcă să găsească formule care să implice Rusia într-o viitoare ordine de securitate europeană. A spus-o asta clar, spre îngrijorarea ucrainenilor și chiar a noastră în regiunea aceasta a flancului estic. Nu ne era foarte clar cam care ar fi acea nouă ordine de securitate europeană care să țină cont de interesele și de îngrijorările Rusiei. În fine, să vedem ce ne vor aduce lunile următoare. Eu cred că peste vară luptele vor continua în iunie, iulie, august, vor fi bătălii decisive și o perioadă critică și crucială pentru acest război, pentru că deja probabil spre toamnă ne va fi destul de clar cam care este raportul de forțe, ce a reușit să ocupe Rusia, ce a reușit eventual până la toamnă să elibereze Ucraina din ce a ocupat Rusia. Eu cred că spre sfârșitul anului, al toamnei și al anului, deja mulți actori vor începe să ia în considerare negocierile și primul dintre acești actori care se va gândi la o soluție de ieșire din acest război va fi Rusia însăși. Rusia și nu Ucraina va fi cea care va presa și va da semnale în Occident că dorește să se așeze la masa negocierilor, dar să sperăm la masă că cu cine, domnule profesor? La masă cu Ucraina sau la masă cu Statele Unite, de fapt? Rusia întotdeauna și-a dorit să regleze aceste raporturi de putere cu Statele Unite ale Americii. În primul rând, nici măcar cu Uniunea Europeană sau cu Marea Britanie, în mod deosebit, nu este un interes al Moscovei, dar în special cu Statele Unite ale Americii, pentru că este vechea nostalgie moscovită, da? Vechea nostalgie a Kremlinului de superputere, da? Din perioada în care noi doi și restul lumii, nu? Împărțeam, sovietici, da? Americani și restul lumii. La paritate în jurul mesei și făceau jocurile în lume. Ori Statele Unite au dat de mai multe ori clar semnalul că nici nu se mai pune problema să considere Rusia drept superputere. Chiar zilele trecute, Anthony Blinken, secretarul de stat american, a reiterat ceea ce noi în lumea relațiilor internaționale știm asta foarte bine, principala îngrijorare și principala amenințare pe termen lung pentru Statele Unite o reprezintă China. Statele Unite nici nu mai consideră Rusia o superputere, ceea ce sigur îl deranjează foarte puternic pe Vladimir Putin. Ceea ce vrea America acum este să slăbească Rusia în acest război, vrea ca Rusia să iasă slăbită, să nu mai reprezinte o amenințare mulți ani de acum înainte în regiune, dar în niciun caz Statele Unite nu vor accepta să discute cu rușii chestiuni privind ordinea mondială viitoare, supremația globală, chestiuni legate de principiu, de drept internațional. Americanii se pregătesc pentru o confruntare
pe termen lung pentru supremație globală cu China și deja sunt semnale privind tensiunile în creștere din mările Asiei. Dar aceasta este o altă poveste care nu e legată strict de războiul din Ucraina. Sau este în măsura în care China învață ce are de făcut sau ce ar trebui să nu facă, nu, în raport cu americanii și aliații lor. Probabil și pentru China acest război a fost un duș rece. Cred că nu le-a convenit deloc și nu le-a căzut bine, pentru că ei însăși apropierea de Rusia a fost oarecum compromițătoare pentru imaginea externă a Chinei, care dorea să se profileze ca o țară pacifistă, care are vocație universală de garant al păcii, al suveranității și integrității teritoriale a statului, și iată acum prietenul Chinei este un invadator barbar, criminal, care este acuzat de crime de război, de distrugeri. China s-a și retras, dacă observăm cu atenție, în ultimele săptămâni, aproximativ o lună, semnalele de susținere ale Chinei pentru Rusia sunt din ce în ce mai slabe, mai discrete, semn că Rusia nu este deloc susținută de China, așa cum și-a imaginat Vladimir Putin la începutul acestui război. Spuneați că Vladimir Putin ar vrea să negocieze la un moment dat, probabil după toamnă, spre sfârșitul acestui an. De ce situația Rusiei în teren va ajunge atât de dramatică sau, dimpotrivă, va fi foarte bună sau poate vor fi slăbiți rușii de sancțiunile economice aplicate, care, mă rog, își fac sau nu își fac efectul. Nu este stabilit încă. Nu, este evident că Rusia plătește deja un cost din ce în ce mai mare, mai greu, pentru acest război. Iar impactul sancțiunilor economice va continua să se adâncească și să se agraveze în economia rusească. Sunt mai multe analize pe care le-am văzut în ultimele săptămâni și care spun că în 6-9 luni aproximativ Rusia va rămâne practic fără bani, fără resurse. Și nu doar fără resurse cu care să-și financeze mașinăria de război din Ucraina, ci fără bani în general, inclusiv în propria economie, pentru a asigura standardele, să zicem, sau o funcționare cât de cât decentă a economiei, salarii, pensii și așa mai departe în Rusia. Ei, acela va fi un moment de care Putin și regimul de la Moscova se tem. Rusia ar vrea să nu ajungă acolo, să înceapă să discute cu Occidentul ridicarea sancțiunilor, pentru că asta este de fapt miza negocierilor adevărată pentru Rusia, este ridicarea sancțiunilor. Și asta nu poate discuta decât cu Occidentul, cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, Marea Britanie, dar în special cu americanii. Apropo de sancțiuni, Valentin Naumescu, acest pachet negociat de Uniunea Europeană în astea două zile de summit, care tocmai s-au încheiat, a ce vă seamănă? A un semi-succes sau un semi-eșec în raport cu obiectivul propus? A fost o foarte mare dorință a liderilor europeni de a ieși cu ceva pozitiv, de a încerca să dea totuși un mesaj pozitiv după câteva săptămâni bune de dezamăgire, de neînțelegeri. După părerea mea, acest mesaj pozitiv este ușor forțat în raport cu magnitudinea sancțiunilor. Nu e chiar atât de puternic acest al șaselea pachet, pentru că el va începe să producă efecte considerabile aproximativ în 6 luni, spre sfârșitul anului. Bun, e bine și că s-a ajuns la acest compromis față de forma inițială a pachetului de sancțiuni, cea pe care a propus-o acum o lună Comisia Europeană. Acest pachet, cu o reducere progresivă a importurilor de petrol din Rusia în următoarele 6-8 luni, până la maxim 90%, cu multe exceptări, Ungaria, Bulgaria sunt exceptate până în 2024, în fine, va reduce, va tăia din încasările pe care Rusia le obține de pe urma petrolului exportat în Europa, dar nu cred că va fi de o manieră decisivă și nu îl va determina nici acest al șaselea pachet pe Putin să oprească invazia sau să se retragă din Ucraina. Îl va slăbi. Este adevărat că va fi o slăbire a economiei rusești, dar el este atât de determinat, atât de hotărât să obțină
măcar Donbasul și anumite teritorii în sud din partea Ucrainei, încât o va face cu orice preț de prețuri de vieți omenești, de deteriorare a economiei rusești și așa mai departe. Până una alta, vedem că europenii trebuie să găsească soluții la problemele lor și că sunt destul de speriați de această oprire a livrărilor de petrol. E un preț care trebuie plătit. Rușii, mă rog, își trimit petrolul în India deocamdată și în alte țări asiatice, chiar dacă la preț mai mic, probabil. Cât reușesc totuși europenii să se mobilizeze și logistic, nu doar politic, pentru a face față acestui preț care trebuie plătit? Nu foarte mult, din păcate. În opinia mea, această unitate va continua să slăbească, cel puțin în Uniunea Europeană, în special în Europa de vest, care nu este atât de amenințată, evident, de Rusia, așa cum simțim noi aici în proximitatea geopolitică a războiului. În special în Europa de vest vor începe treptat să apară opinii, hai să spunem, de apel către Ucraina de a accepta negocierile sau de a accepta realitatea sau situația de fapt, de a pune capăt războiului. Sunt interese economice mari, din păcate Europa nu a fost pregătită în anii din urmă pentru un astfel de conflict, iar modelul de business în economia europeană depinde în mare măsură de hidrocarburile importate din Rusia. Ne referim nu numai la petrol, dar în special la gaz. Nici nu s-a pus problema deocamdată a unor sancțiuni care să vizeze importul de gaz. Deocamdată aceste dificultăți au fost doar la petrol, unde doar 25% vine din petrol din Rusia. La gaz, dependența este chiar mai mare, undeva la 40%. Iar această reajustare a economiei europene și obținerea independenței energetice, de care se vorbește atât de mult, va dura ani. Deci mă tem că este prea târziu pentru Ucraina. Ucraina nu știu dacă mai poate rezista în acest război ani împotriva Rusiei și chiar poate și a unei oboseli a opiniei publice occidentale față de tema războiului din Ucraina. Domnule profesor, jurnalistul cel puțin e dator cu această întrebare, privire retrospectivă legată de toată retorica asta care s-a țesut în jurul acestei invazii. Avem deja 3 luni și, cum ziceam, e datoria noastră să trecem prin filtrul critic toate lucrurile care s-au spus. Este realmente, sau mai consideră liderii occidentali, dincolo de declarațiile inițiale foarte inflamate și foarte în sprijinul Ucrainei, consideră realmente un pericol din partea Rusiei ca să se angajeze în conflicte, în dispute, în eu știu, acapărări de teritorii ale altor țări europene? Sau asta a probabil fost bună că pentru acea perioadă de început? Probabil că pe măsură ce trece timpul, această spaimă începe să scadă în Occident. De ce? Pentru că se înmulțesc semnalele privind dificultățile majore din Rusia, economice, sunt și militare, de demoralizarea trupelor din Rusia, de critici care încep să apară chiar în Rusia cu privire la modul în care este condus acest război. Deci foarte mulți în Occident se gândesc că deja Rusia începe să fie slăbită și eu cred că finalmente acesta este și obiectivul fundamental pe care l-au avut unii în minte încă de la început, să facem Rusia suficient de slabă încât să nu mai fie capabilă în următorii, nu știu, 10-20 de ani să mai pună în pericol vreun stat european. Deci nu cred că a fost luat în considerare vreodată o soluție radicală față de Rusia, adică schimbarea regimului sau un război al NATO, o implicare a NATO în Ucraina pentru zdrobirea efectivă a armatei invadatoare ruse, ci doar o lecție
dacă putem spune așa, o lecție care să-i fie dată lui Putin și Rusiei. Iată că v-ați împotmolit într-un război cu Ucraina. Gândiți-vă ce ar însemna să intrați în război cu NATO, dacă în Ucraina nu puteți să, sau mă rog, luptați de la egal la egal cu Ucraina, mă rog, care nu era o mare putere militară. Cred că acesta este de fapt obiectivul. Nu știu dacă este suficient. Mă tem că nu este suficient pentru a învinge definitiv tentația imperialismului rus și mă tem că peste 10-20 de ani, sigur, într-o Rusie post-Putin, nu avem nicio îndoială, s-ar putea ca acest imperialism rusesc, dacă nu primește astăzi o lecție suficient de zdravănă, să spunem așa, de confrângere categorică în Ucraina, mă tem că ar putea să reapară. Ar putea să vizeze din nou și țările baltice, ar putea să vizeze, ca în trecutul nostru recent, Polonia, ar putea să vizeze Republica Moldova sau alte zone înconjurătoare, pentru că noi, sigur, ne-am ferit să facem distinția asta între ce spunea propaganda rusă, nu? Dom'le, lăsați-i în pace, e un conflict al lor sau în orice caz niște probleme ale lor acolo, regionale. N-am intrat în capcana asta, firește. Dar rămâne această întrebare, dacă ambițiile Rusiei pot viza națiuni europene angajate în blocul comunitar sau în blocul militar NATO sau se rezumă la aceste zone de periferie, cum le numesc ei, nu? De tampon. Se știe că Rusia este tipul de țară, de regim care reacționează sau care respectă, mă rog, să zicem așa, ia în considerare doar forța. Când te vede slab, vine peste tine, când te vede puternic, ia distanță și te respectă. Asta este ceea ce s-a întâmplat și în această campanie, să spunem, militară. Dacă ne amintim în toamnă, în noiembrie, decembrie, Rusia a începuse cu o listă de revendicări mult mai ample. Asta arată, de fapt, ce avea în minte, care este adevărata frustrare a lui Putin și a Kremlinului. Da? Retragerea trupelor NATO pe aliniamentul din 1997, deci, practic, înainte de prima extindere a NATO spre Est. După ce au început luptele și au văzut că lucrurile se complică inclusiv în Ucraina și că Ucraina beneficiază de ajutor economic, politic, militar, umanitar din partea lumii libere, a Occidentului și că nu reușesc să ocupe nici măcar Ucraina, sigur că nu s-a mai pus problema, a ieșit complet din discuție tema retragerii NATO din țările foste comuniste din Europa Centrală, așa încât practic acest război va reseta la scara pe care ne vor indica rezultatele acestui război ambițiile teritoriale și expansioniste ale Rusiei. Cu cât războiul va fi mai lung pentru Rusia și pierderile vor fi mai mari, cu atât aceste ambiții expansioniste și imperialiste vor fi mai diminuate. Cu cât Rusia va reuși să obțină mai repede o pace, un acord, un armistițiu, cu atât va păstra mai mult intact din această dorință a ei de a-și extinde sfera de influență în Europa de Est. De aceea, eu cred că războiul, de fapt, nu se va încheia foarte curând și nici ucrainenii, nici Statele Unite, nici Marea Britanie nu se vor grăbi să facă demersuri pentru a-i da satisfacție lui Putin. S-ar putea, sigur, ca Franța și Germania să-și dorească cu mai multă ardoare un acord semnat, dar nu cred că vom vedea foarte curând de la Kiev un astfel de demers. Turcia. Ce-și dorește Turcia? Pentru că vedem aici această opoziție față de extinderea NATO și niște semnale pe care le dă. Nu-i greu de intuit că Turcia vrea să negocieze ceva, dar ce anume? Exact. Turcia de la început și-a anunțat intenția de a-și negocia foarte scump votul pe care îl are de dat în NATO pentru admiterea Suediei și Finlandiei. Eu în continuare cred că Turcia nu va bloca accesul celor două țări nordice și că va încerca și va reuși să obțină în mare parte ceea ce își dorește din partea acestor țări. De ce va reuși? Pentru că miza admiterii Suediei și Finlandei NATO este foarte mare.
Și până la urmă e important să se întărească flancul estic în partea lui de nord, să se dubleze practic frontiera pe care Rusia o are cu NATO, pentru că aceasta înseamnă un efort militar suplimentar pe care trebuie să-l facă Rusia pentru a-și deplasa trupe și a întări frontiera de aproape 1300 de kilometri suplimentară care rezultă în nord cu Finlanda. Deci, sigur, Suedia și Finlanda vor trebui să-și adapteze, să facă probabil cel puțin presiunea negocierii, va duce în această direcție. Ele vor trebui să accepte că își vor modifica legislația în ceea ce privește curzii și poate extrădarea unor lideri curzi pe care Turcia îi consideră teroriști, s-ar putea ca Suedia și Finlanda să nu mai blocheze Turcia și să nu mai fie atât de critice în viitor, s-ar putea ca Turcia să obțină din partea Statelor Unite reprimirea în programul de înarmare cu avioane F-35. Iarăși acesta a fost un motiv de nemulțumire a lui Erdogan, excluderea Turciei din acest program de înzestrare militară, dar până la urmă cred că Turcia va fi alături de celelalte state și nu va strica unanimitatea de care este nevoie pentru aderarea Suediei și Finlandei. Însă un preț trebuie plătit și eu sunt de acord că în astfel de momente atât de importante trebuie înțelese și interesele Turciei și, dacă nu în totalitate, cel puțin parțial, cred că va trebui să se dea satisfacție Ankarei. Mulțumesc foarte mult profesorului Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, azi în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.